Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom începe un nou proiect, un proiect adresat doamnelor începătoare. Vom face o căciuliță pentru băieței, dar care poate fi lucrată și pentru fetițe. Proiectul în sine este foarte ușor, veți vedea momentul în care lucrăm. Eu voi folosi croșetul cu numărul 4 și firul Nice se cheamă aici, însă dumneavoastră puteți folosi firul adaptat lucrărilor pentru copii, culoarea dorită de dumneavoastră. Eu am ales această culoare pentru că nu m-am ocupat de băieței prea mult și am decis să o fac acum. Voi veni cu câteva lucrări pentru băieței. Voi face un prim ochi de lanț, așa cum spuneam, voi lucra cu croșetul numărul 4 și voi monta un număr de ochiuri egal cu circumferința capului copilașului pentru care doriți să lucrați căciuliță. Deci veți măsura căpușorul de jur împrejur și veți monta numărul de ochiuri necesare. În momentul în care am montat numărul de ochiuri necesare, vom pune cordonașul nostru în două și vom închide cu fir alunecat, deoarece vom lucra în cerc. Vom închide cu fir alunecat în corespondența primului ochi de lanț. Așa. După care voi continua lucrând două ochiuri de lanț care țin locul unui piciuruș dublu redus. Voi lua firul pe croșet și în corespondența următorului ochi de lanț, vedeți, țin și capătul de fir în același timp, voi face piciuruș dublu redus, firul pe croșet, voi intra în următorul piciuruș și voi face din nou piciuruș dublu redus, voi continua cu piciorușe duble reduse pe întreaga între grândul. Deci vom continua în acest mod, iar noi ne vom reîntâlni la sfârșitul acestui rând. Lucrând piciorușe dublu reduse, am ajuns la capătul rândului. Îl voi închide acest rând cu fir alunecat în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș. După care voi face din nou două ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu redus și voi continua lucrând piciorușe duble reduse. Vom face piciorușe duble reduse pentru înălțimea de care avem nevoie. Deci vom măsura din nou căpușorul copilului și luând în considerare faptul că o să-i facem și bată, vom lucra înălțimea de care avem nevoie. Vom continua singure și ne vom întâlni pentru a încheia căciulița. Veți vedea, tutorialul este foarte scurt și modelul este foarte simplu și ușor. Eu am lucrat înălțimea dorită de mine. Bineînțeles, înălțimea va fi în funcție de căpușorul copilului. După cum vedeți, pot face și o mică bată. Acum vom trece să închidem lucrarea noastră. Modelul, chiar dacă sunt doar piciorușe dublu reduse, vedeți că este foarte frumos, se prezintă foarte bine. Vom întoarce lucrarea noastră pe dos. Bineînțeles, vom schimba și firul cu noi. Voi introduce în interior și vom începe să închidem lucrarea noastră. Vom pune în două lucru, după care voi face piciorușe alunecate în corespondența fiecărui picioruș. Și voi intra de o parte și de cealaltă, voi face piciorușe alunecate.
aceasta până când vom ajunge aproximativ cu un centimetru înaintea mijlocului căciuliței. Pentru doamnele începătoare, așa cum spuneam, vom pune aproximativ un fir despărțitor unde este mijlocul căciuliței noastre și continuăm cu piciorul alunecat în felul acesta, așa cum vă spuneam, până în momentul în care vom fi aproximativ la un centimetru distanță de mijlocul căciuliței. Deci fir alunecat în felul acesta. Ajuns în acest punct, pe măsură ce voi închide lucru, mă voi deplasa un pic în jos. Deci voi intra cu croșetul pentru următorul picioruș un pic mai jos, voi face fir alunecat pentru următorul un pic mai jos. Acum voi face picioruș scurt, pentru că nu vreau să trag prea mult lucrarea. Următorul îl voi face în același mod, voi coborâ din nou pentru următorul. Nu mă lasă să-l iau. Așa. Voi scoate firul meu despărțitor de aici. În acest moment voi face încă două piciorușe închise în acest mod, după care gradual mă voi ridica în sus pentru următorul picioruș. Voi intra un pic mai sus să fim atente să nu greșim, să avem mai mult sau mai puțin aceeași înălțime, în modul în care se dăm forma căciuliței. Așa, cum am ajuns din nou în rândul superior și voi face din nou fir alunecat pentru a închide lucrarea. Veți vedea de ce am procedat în acest mod. Un pic ciudat pentru dumneavoastră, doamnele începătoare, doamnele care lucrează mai de mult timp, cunosc această metodă și cunosc și motivul. Așa, am ajuns aici. Înainte să tai firul, voi întoarce căciulița pe față. Să vedem modul în care se prezintă. Așa. Ia uitați-vă. Așa se va prezenta căciulița noastră, cu aceste colțișoare în sus. Acum voi scurta firul de desubt și îl voi ascunde. Ceea ce urmează acum este să punem două moțuri. Acum aveți două opțiuni. Fie cumpărați de pe site-urile care se găsesc pe Facebook moțurile acelea deja confecționate, foarte drăguțe, fie le faceți dumneavoastră. Eu prefer moțurile făcute de mine, mi-am pregătit deja una cu firul respectiv, pe o cutie am înfășurat de multe ori firul de lână, iar acum voi confecționa moțul meu, voi intra cu acul pe dedesubt. Acum fiecare știe modul în care să fac un moț, nu este nimic dificil. Voi face mai întâi așa, voi da stabilitate partea aceasta.
sunteți, după care voi extrage de pe, cutie. Voi încheia și cea de-a doua parte, voi prinde firele în mod egal, deci eu pun așa. Și din nou voi trece cu acul și voi da stabilitate mai întâi acestei jumătăți de dedesubt, vedeți? Învățăm să ne aranjăm singure, iar acum voi închide totul. Dacă aveți altă metodă mai ușoară, foarte bine acum sunt și acele dispozitive de plastic pe care, sau de carton pe care se înfășoară lână pentru a face moțuri. Eu o fac în modul acesta, moțișorul meu. Așa. După care voi trece să-l tai, nu-l voi tăia, voi folosi un farfec mare, vom face două moțuri, bineînțeles. Așa. Îl voi curăța bine apoi, voi da forma dorită de mine. Și vom merge mai departe pentru a încheia această lucrare atât de simplă, atât de frumoasă, care sper să vă placă, care sper să vă încânte și să o lucrați în modul în care am lucrat-o și eu cu foarte mare plăcere. Acum eu voi curăța moțișorul meu. Fiecare dintre dumneavoastră cunoașteți modul. Voi pune în două și voi începe să mi-l tund. Astfel vom face două moțuri. Deci eu voi reveni. După ce mi-am pregătit moțurile mele, nu voi face altceva decât să cos în fiecare colțișor. Voi introduce în felul acesta. Îi voi da stabilitate aici, dedesubt, după care voi scurta firul și voi pune cel de-al doilea moțișor. Eu sper foarte mult să vă placă. Mie îmi place acest tip de căciuliță. Eu o voi face cadou unui băiețel. Deci am cusut aici primul moțișor. Voi trece să cos cel de-al doilea. Așa se prezintă căciulița mea. Așa cum spuneam mai devreme, sper să vă placă, sper să îmbrățișați cu drag și această idee, acest proiect. Eu vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de mine. Dacă nu sunteți abonați pe acest canal, vă rog să vă abonați. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută Tatiana!